Am dorit să vă spunem tuturor, bun venit în Casa Lui Dumnezeu și ne bucurăm la momentul acesta de seară să lăudăm pe Dumnezeu, intonând cu toții imnul 248, Doamne spre Tine privim. Iubită Tată, în numele Domnului Hristos, îndrăzim să ne prezentăm și în seara aceasta spre a-ți mulțumi de harul prelungit față de noi, ca să ne putem pregăti pentru revenirea Domnului Hristos. Ajută să înțelegem cum să facem această pregătire, pentru ca să putem fi cooptați printre aceia care vor slăvi numele Tău în împărăția Ta. De aceea te rugăm ca să binecuvintezi cuvântul pregătit și familia care l-a pregătit, dar mai ales și pe exponentul cuvântului tău din seara aceasta pe fratele Pop, în așa fel încât să putem înțelege cum trebuie să ne pregătim în acest timp, atât de scurt, pentru revenirea în slava Domnului Hristos și cum putem ajuta și la pregătirea semilor noștri pentru acest măreț eveniment. Ajută să dorim mai mult împărăția ta decât ceea ce ni se oferă pe pământul acesta, să avem curajul să răspingem tot ceea ce ar putea reduce entuziasmul nostru și bucuria noastră de a întâlni pe Domnul Hristos. Și fă ca mânați de Duhul Tău și noi să ne putem îndeplini misiunea, să transmitem adevărul mântuitor, Evanghelia Mântuirii prin Domnul Hristos, în așa fel încât să fie pregătit bine un popor care să-L întâmpine cu burie pe Domnul Hristos. Îți mulțumim că ne asculți și credem că și cei care vor folosi internetul sau se vor decide să participe la orele de rugăciune, să poate fi binecuvântați de tine și în această pregătire să-ți putem lăuda numele și acum și dorim împreună și în împărăția ta în veci. Amin. Amin. Pacea Domnului! Ne bucurăm în seara aceasta să fim un locul acesta de închinare și să avem oaspeți deosebiți. Ne bucurăm în special pentru doamnele de la misiunea femeii care sunt în seara aceasta cu noi. Așa, după cum știți, noi în fiecare marți seara avem ora de rugăciune și de data aceasta, săptămână aceasta, am zis să programul să fie cu toată biserica. Așa că doamna Adriana, doamna Ana, doamna Marilena și doamna Alexandra, văd, da, bine ați venit și ne bucurăm că sunteți cu noi. Dorim să spunem un bun venit și celorlalte persoane care poate că au mai fost și sunt prieteni sau prieteni ale Bisericii Popatatu. Bine ați venit! În mod special aș vrea să spun un bun venit familiei Pop, sora Liliana, este cu noi în seara aceasta. Bine ați venit, sora Liliana și fratele Iacob, care ne va prezenta Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta. Înainte de a asculta prelegerea, mesajul lui Dumnezeu, Radu Sava ne va prezenta o scurtă istorioară a unei piese muzicale, după care ne va invita să cântăm cu toții acest imn. Radu, te ascultăm! Să-L iubesc pe Isus este cea mai adâncă dorință mea. Strigătul meu neîncetat, afară, în pădure, în patul meu, când sunt fericită și ocupată, când sunt tristă și când nu am ce face. Îmi doresc mai multă iubire, și mai, mai multă, și mai multă. Sunt cuvintele lui Elizabeth Prentice, autoarea textului imnului Mai mult să te iubesc. Numerosi ei preteni o caracterizau pe Elizabeth, socie de pastor, ca fiind o femeie micuță, cu ochi vioi și cu un ascucit simț al umorului, care dorea să strălucească mai mult în căminul ei decât în societate. Elizabeth avea un suflet puternic, adăpostit de un trup fragil. Aproape toată viața a fost bolnavă, fiind nevoită să stea perioade lungi la pat. A avut puține momente fără durere fizică. Versurile imnului Mai mult să te iubesc au fost scrise într-o perioadă foarte grea, când doi dintre copiii autoarei i-au murit la scurt timp, unul după altul, unul la nastere, iar altul la vârsta de patru ani. Luni de zile nu a putut fi consolată. La un moment dat, scria în jurnal despre sine: Mâini goale, un trup frânt și o dorință foarte mare de a părăsi lumea aceasta cu atât de multe experiențe dureroase. În acele zile, îndoliată, îndoliata mama, mamă s-a gândit la viața lui Iacov și a amintit cum a fost Dumnezeu lângă el în momentele de îngrijorare și nevoie. Încurajată de istorișirea Vechiului Testament, Elizabeth s-a rugat să aibă și ea parte de alinarea lui Iacov. Într-o după-amiază, în timp ce medita la toate acestea, a fost inspirată să scrie versurile imnului Mai mult să te iubesc, care, de atunci, a devenit o rugăciune pentru creștinii de pretutindeni. Vă invit în continuare să cântăm acest cântec. este un solemn angajament și în veșnicii te voi iubi, pentru că, de fapt, El ne-a iubit întâi. Și cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Slăvi să fie Dumnezeu! Amin. Mă bucur pentru toți cei prezenți și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie partea noastră a tuturora în cadrul închinării pe care o ducem lui Dumnezeu în ocazia aceasta. O ocazie specială pentru Biserica Adventistă este săptămâna de rugăciune din cuprinsul unui an, care este situată mai spre finalul anului. Iată că 11 luni au trecut din anul acesta. A trecut deja și prima zi. Din ultima lună și numărătoarea inversă a început și, de regulă, ultima parte a anului zboară mai repede decât prima parte. Iar ultima lună, ce să mai vorbim? Oricum, zilele sunt foarte scurte, sunt mai lungi nopțile, dar zboară repede și ne pomenim la finele anului. Așezarea săptămânii de rugăciune în această perioadă este binevenită pentru că ne oferă posibilitatea unei autocercetări și si a unui timp de recuperare până la finalul anului și si de noi angajamente. Și si iată că ca, prin cântare noi am luat deja un angajament și si în veșnicii te voi iubi. Fie Domnul ca să împlinim acest, facă Domnul ca să împlinim acest angajament. Pentru seara aceasta, care este exact mișlocul, cumpăna, subiectelor din săptămâna aceasta care se concentrează pe un adevăr pe care noi creștinii îl afirmăm deseori și este atât de frumos prins și în crezul creștin care menționează la un moment dat și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții, aștept învierea morților și viața beacului ce va să vie. Așadar, subiectul acestei săptămâni este cu referire la făgăduința ce Mântuitorul a făcut -o. mă voi întoarce, voi reveni și vă voi lua cu mine. Iar legea din seara aceasta, continuând gândurile prelegerilor anterioare, se concentrează și se intitulează și atunci cum să așteptăm? Este clar că la revenirea Domnului Hristos, potrivit scripturii, vor fi două categorii de așteptători. Nu vorbim despre faptul că vor fi două categorii mari în lumea aceasta. Unii care au crezut, s-au pregătit, l-au așteptat și alții care n-au crezut. Și afirmă și azi ce să vorbim despre un final, despre revenirea Domnului Isus, că doar toate sunt așa cum a fost la începutul zidirii. Este chiar o afirmație biblică pe care am redat-o. Dar întâlnim sub diferite forme exprimată această necredință încât cei care cred în revenire, în revenirea Domnului Isus, sunt un pic ciudați nu sunt la modă. Deși cei care se ocupă cu destinele acestei lumi și privesc situația pe mai multe planuri, toți ajung la aceeași concluzie. Și anume că resursele sunt pe sfârșite, că vorbim despre încălzirea globală, că vorbim despre stări în societatea noastră care arată că nu mai poate să dureze mult lumea noastră. Și totuși, cei care îl așteaptă pe Iisus spar puțin și sunt priviți puțin cam ciudați, cam demodați. Deci nu suntem în total acord cu crezul care l-a menționat și iarăși va să vină. Și noi așteptăm și credem, de aceea și purtăm numele de adventiști așteptători ai marului eveniment venirea în slavă a doua oară a Domnului Isus. Ca să mă apropii de subiectul din seara aceasta, vreau să citesc un pasaj biblic foarte compact, dar care deschide orizonturi frumoase de înțelegere și în același timp de înțelegere a felului cum eu trebuie să mă raportez ca să fiu un așteptător pregătit. Dacă spuneam că sunt două mari categorii unii care cred în remeia Domnului Isus, alții care nu cred, și între cei care cred că Isus revine, la final, vor fi două categorii. Unii care vor auzi cuvintele Mântuitorului: Veniți binecuvântați Tatălui meu și moșeniți împărăția, iar alții care au crezut într-un fel. Într-un fel, l-au așteptat, dar care vor auzi cuvintele. Știți că sunt cuvinte grele? Departați-vă, nu vă cunosc, ați lucrat fără de lege. Grele, triste cuvinte. Și atunci este actuală întrebarea: și cum să-l aștept? Pentru că și eu și dumneavoastră dorim să fim în categoria celor care vom auzi cuvintele veniți binecuvântați tatălui meu, moșniți împărăția care v-a fost pregătită. Dorim lucrul acesta? Și atunci, cum să-l așteptăm? Pasajul biblic se găsește în epistola pe care Pavel o scrie evreilor, în capitolul 10, ultima parte a acestui capitol să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, sunt la Evrei, capitolul 10, versetele 35 la 39. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și acum rețineți. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și ce mult îmi place felul cum încheie acest pasaj Apostolul Pavel spunând noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, Și din aceia care au credința pentru mântuirea sufletului. Dă-ne, Doamne, această credință. O credință fermă, puternică, statornică, ancorată în El, în jertfa sa, în dragostea sa, care să ne determine, să ne conducă la o pregătire corespunzătoare, astfel încât în ziua aceea să putem striga plin de încredere, iată Dumnezeul nostru în care ne-am crezut, vine să ne mântuiască. Îmi place subiectul revenirii Domnului Isus. Vă mărturisesc că atunci când eram copil și am început și eu să deschid ochii, mergeam într-o mică biserică și auzeam pe bunicul meu predicând. Îi plăcea subiectul. Îl predica cu entuziasm. Și țin minte că într-o ocazie am fost impresionat atunci când a prezentat și felul în care Isus va reveni un ormi, contextul în care va reveni, în care vor fi cei credincioși, cum norul se va apropia, va deveni tot mai luminos. Isus este însoțit de îngerii cerului, vine cu slavă și mărire, vine ca împărat, se vor deschide mormintele, vor învia cei credincioși în trupuri nesupuse putrezirii. Ce minunat! Și ascultam fascinat descrierea aceasta și știu că dată mi-am coțit un gând în minte și am zis, vai, n-aș vrea ca Domnul să vină foarte curând. Știți de ce? Mă gândeam că sunt încă mic, încă nu m-am botezat, ori Scriptura vorbește că cine crede trebuie să se boteze, și mi-era teama că o să fiu lăsat pe din afara. Și mărturisesc că au trecut ani și la 18 ani și jumătate am încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez. A fost o zi frumoasă. Era luna mai anului 1977. Sunt ceva ani de atunci. Însă, chiar în acea ocazie, imediat după botez, când am fost felicitat și când era și bunicul meu care era prezbiter în biserică și s-a bucurat și el de acel eveniment, pe lângă felicitare mi-a mai spus ceva. A zis, tu tot vrei să devii predicator, pastor. Să te pregătești pentru vineri seara cu o predică. Știți care a fost subiectul care l-am prezentat în prima predică care am ținut-o în biserică? la Domnul Iisus. A fost în Ioan 14. Sunt acolo niște versete așa de frumoase. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine? În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și -o voi lua cu mine pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Frumoasă făgăduință! Și-a mai trecut anii de atunci. Și-a mai predicat despre revenire. Și poate că și în mintea dumneavoastră, așa dacă suntem foarte deschiși și sinceri cu noi înșine, și mă că este și experiența mea. Până când meu se odihnește, a încheiat alergarea. Dar am auzit deseori afirmând, sper și îmi doresc ca Iisus să revină cât sunt încă în viață. Va mai dura. Cum să-l așteptăm ca să ne pierdem încrederea? Să nu obosim în așteptare? Să nu apară gânduri care să spună: Oare se va întâmpla? Își va împlini făgăduința? Oare va mai trece mult până se întoarce Mântuitorul? Preceea din seara aceasta are la început o secvență. Foarte interesantă, care arată că poți fi așteptători în extreme. La un colegiu adventist era săptămâna de rugăciune, era subiectul acesta prezentat, atât de entuziast și convingător era cel care prezenta subiectul, încât unii dintre studenții, americanii spun și la liceieni, toți studenți, au sunat uh, acasă și a avut loc o conversație. Este redată în materialul de început. Tata e fica. Iisus se va întoarce curând. Semne, semnele venirii Lui sunt împlinite. Este chiar aici. Cred că ar trebui să abandonez cursurile să încep să bat pe la uși. De ce să bată la uși? Să spună și altora. Iisus revine. Ce răspunde tatăl? Ei bine, sunt fericit că te bucuri atât de mult de această săptămână de rugăciune. Dar de ce vrei să renunți la tot chiar acum? Și fica motivează. Tată, este urgent. Nu mai putem continua ca până acum. Isus se întoarce. Înțelept, răspunde tatăl. Sunt încântat și emoționat să te aud vorbind astfel. Totuși, nu le-ai putea sluji mai bine, n-ai putea sluji mai bine lui Isus după ce absolvi facultatea? Nu te poți gândi la diferite moduri creative de a-L prezenta pe Iisus altora chiar în timp ce tu îți continui studiile? Cred că a sesizat ideea unei extreme. Pentru că Mântuitorul a vorbit despre iminența revenirii sale. Dar un fapt foarte interesant, Mântuitorul a fost provocat să vorbească despre semnele revenirii și despre momentul revenirii. Era cu ucenicii pe muntele măsrinilor, s în jurul său și ucenicii întreabă, spune, când se vor întâmpla? Este o dorință pe care cred și noi o avem și cât de mult am vrea să știm un deadline, un termen fix pentru revenirea lui Isus. Oare ar fi bine să știm un astfel de termen? Și atunci Mântuitorul, care a răspuns la solicitarea lor, le descrie o serie de semne care indică apropierea revenirii lui Isus. Nu intru în acestea, dar merită să aprofundăm Matei 24, Luca 21, unde sunt descrise aceste semne. Dar deseori Mântuitorul spune: aveți de grijă că sfârșitul. Tot nu va fi atunci. E aproape, dar încă nu va fi. Ba mai mult, precizează: nimeni nu știe ziua și ceasul. Și nici nu trebuie să ne hazardăm în a lansa astfel de idei cum că ar trebui să întrerupem activitatea pe care o avem în mod obișnuit și să facem altceva pentru a fi pregătiți pentru revenirea lui Isus. Și așa cum tatăl îi sugera fetei, într-un mod creativ, în timp ce îți continui studiile, tu să mărturisești despre el, să te pregătești pentru revenirea sa. Aceasta îmi se pare poziția corectă, echilibrată, susținută de Scriptură. Și cum să aștept Cum să mă pregătesc? Pentru că atunci când Mântuitorul vorbește despre semnele revenirii, mereu spune: Vegeați, rugați-vă, aveți grijă să fiți pregătiți și voi fiți gata. Pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și oricând va fi revenirea Domnului Isus, va fi o surpriză pentru lumea întreagă dar și pentru cei credincioși. Și atunci eu nu mă pregătesc ținând cont de o nume zi, ce trebuie să fiu într-o relație mântuitoare cu Isus Hristos, mântuitorul și mișocitorul meu, în așa fel încât oricând se va întâmpla lucrul acesta, eu să fiu gata. Am găsit două gânduri foarte importante care aș vrea să le subliniez în ocazia din seara aceasta și ele sunt prinse în prezentarea care avem special pregătită. Primul gând. Aveți nevoie de răbdare ca după ce ați primit voia lui Dumnezeu să puteți primi ce v-a fost făgăduit. Și există un text în Cartea Apocalipsei care identifică pe cei care aparțin lui Dumnezeu și sunt cu adevărat pregătiți. Și cred că dacă amintesc textul, mulți dintre noi îl putem și reda. Apocalipsi, capitolul 14, versetul 12. Cine ne poate ajuta? Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncii lui Dumnezeu și credința lui Isus. Este foarte interesant acest text. Însă el prezintă o situație în ogrindă. În ce sens? Prezintă, de fapt, lumea noastră ca fiind separată, cei care cred în Isus, îl acceptă pe El ca mântuitor, cred că El a venit din ceruri, este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și a murit pentru ca să ne salveze. Și dacă noi credem că El a murit ca să ne salveze, în același timp noi credem și acceptăm că suntem păcătoși, că avem nevoie de un Salvator, că avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Unii cred, iar alții nu cred în Isus. Lumea se împarte astfel în două tabere distincte clar între ele. Dar cei care cred în Isus, Apocalipsa 14 cu 12, spune că mai este și trebuie să mai aibă încă o caracteristică și anume păzesc poruncile lui Dumnezeu. Nu că prin acestea noi suntem mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți prin sângele Domnului Isus, suntem răscumpărați, noi suntem aduși în armonie cu Dumnezeu, aduși în armonie cu legea sa și ajungem în sadiu în care putem spune îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, legea ta este înăuntru inimii mele și păzesc porun și Dumnezeu. Dar și cei care păzesc porun și Dumnezeu se împart în două categorii. Unii care au răbdarea sfinților, și alții care obosesc pe cale. Își pierd răbdarea. Știți experiența poporului evreu care a ieșit din Egipt entuziasmat să ajungă în Canaan, doar că a trecut o perioadă lungă de timp, și anume 40 de ani, până să se împlinească făgăduința s-au învârtit prin pustiu, deși drumul spre Canaan putea să-l facă în scurt timp. Și s-a întâmplat cu cei mai mulți dintre ei? Poporul și-a pierdut răbdarea. Au început să murmure, să exprime nemulțumirea, ba chiar necredința, uneori să se revolte. Aveți nevoie de răbdare. Și ce semnează a avea răbdare? Cum manifestăm noi această răbdare având în vedere făgăduința, având în vedere afirmația, Iisus vine curând? Aveți nevoie de răbdare. Răbdarea, cred că face casă bună cu credința, cu încrederea, cu așezarea vieții în mâna lui Dumnezeu. Să lăsăm pe El să-și împlinească planurile în viața noastră, iar noi să căutăm în timp ce îl așteptăm pe Isus, să ne bucurăm de privilegiul că suntem copii ai lui Dumnezeu, că ne bucurăm de ocrotirea și călăuzirea sa, că ne bucurăm de o speranță pe care o avem, că ne bucurăm să umblăm împreună cu El zi de zi și clipă de clipă. Și atunci când aștepți în felul acesta, nu mai este așa de greu. Pentru că este o plăcere să aștepți, având părtășie cu el, citind zi de zi, Cuvântul Sfânt, care îți inspiră încredere, te ajută să ai mai multă răbdare și îți arată felul frumos în care poți trăi, să fii util celor din jur. Și ajung la al doilea aspect. chiar este prezentată o ilustrație care știu sigur că dacă o spun pentru cei care n-au citit materialul, o să o rețină. Este chiar în final și este frumoasă. Un șofer de autobuz, în fiecare zi pe același traseu. La capătul traseului trebuia să oprească șapte minute. Și după șapte minute să repornească în cursă, încheia cursa și ar se oprea, însă locul unde se oprea era dezolant un loc în care vecinii aruncau lucruri care nu aveau nevoie, gunoaie și nu arăta deloc atrăgător ceea ce era în jurul stației, unde șapte minute după fiecare cursă șoferul trebuia să poposească. Chiar îl afecta ceea ce vedea, până într-o zi când și a zis, ce-ar fi să mai adun din gunoaiele acestea? A făcut rost de saci, provei și de mănuși și a început să adune. Sacii se adunau, se umpleau, iar locul se elibera și devenea mai atrăgător. După ce a terminat de adunat toate gunoaiele, nu s-a oprit aici. Și a cumpărat flori, arbuști și a plantat acolo pe zona aceea care înainte pusese dezolantă și vă dați seama ce schimbare uimitoare s-a produs. Cele șapte minute care erau lungi înainte de așteptare, acum zburau atât de repede când el era ocupat să adune gunoaiele, să planteze flori, să planteze arbuști. Și și mai repede treceau atunci când florile emanau parfumul lor, când arbuștii creșteau. Ba, cei din zona spuneau că unii intenționat călătoreau până la capătul taseului ca să vadă minunea care s-a întâmplat. Dar, ginei, asta trebuie să facem. Îl așteptăm pe Iisus? Haideți să facem ca ceea ce este în jurul nostru. Să arate frumos. Și în primul rând să putem vedea și identifica persoane care au nevoie de un cuvânt bun din partea noastră, de o încurajare, de o mângâiere, de o făgăduință. Și ca să le putem oferi, nu putem oferi ce nu avem. Este nevoie mereu și mereu să umplem rezervorul. Și cuvântul Dumnezeu este la îndemâna noastră. Sunt atâtea făgăduinți pentru orice situație în care ne-am găsit. De ce să nu o facem? Și atunci nu mai este grea așteptarea. Nu mai contează cât trece. E greu să aștepți când ai nimic de făcut. Dar când ai mult de lucru, o, oh, timpul așa zboară, cu odată vezi că e seară și n-ai reușit să realizezi tot ce ți-ai propus. Dar dacă n-ai nimic de făcut și să ai toată ziua cu mâinile în sân, clar că este dificil și este greu de așteptat. Interesant. Și mă apropii de încheiere Ucenicii pe muntele măsinii l-au pe Iisus, Doamne, când vei reveni? Și Mântuitorul le spune un tablou de semne, dar le avertizează, aveți de grijă să nu vă înșele nimeni. Nu știe nimeni despre ceasul acela. Sfârșitul tot nu va fi atunci. Întâi de toate Evanghelia trebuie să ajungă până la marginea Pământului. Și atunci când va suji de mărturie tuturor, atunci va veni sfârșitul. La scurtă vreme Iisus este prins, judecat, condamnat, răstignit, și așezat pe mormânt. A treia zi e ziua mare a învierii. Și după înviere, Mântuitorul se arată ucenicilor ce perioadă de timp. 40 de zile. Și după 40 de zile are loc înălțarea. Atunci când se înalță Mântuitorul, știți că îngerii le-au spus ucenicilor și celor care erau prezenți în acel moment Bărbați Deci, De ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, ce va face? Se va întoarce a doua ori. Dar înainte de momentul înălțării Domnului Isus, ucenicii sunt preocupați de un subiect. Motiv pentru care din nou îl abordează pe Mântuitorul și acum, atenție, vă rog să observați felul în care ei pun problema. Învățătorule, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și prima dată l-au întrebat, când ai de gând? Și parcă nu a fost foarte mulțumit de felul în care Iisus le-a răspuns. Și acum pun altfel problema. Și în felul în care o pun, nu poate fi răspunsul decât da în vremea aceasta sau nu? În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce le răspunde Mântuitorul? Un pic îi Și spune, nu-i treaba voastră să știți când. Voi aveți altceva de făcut. Și dacă nu faceți Ceea ce este treaba voastră, voi nu veți fi pregătiți. Și asta este important: să faceți ceea ce v-am încredințat ca mandat. Și care a fost mandatul încredințat? Mergeți în toată lumea. Probăduiți Evanghelia. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Avem și noi o astfel de misiune încredințată de Mântuitorul. O, dragii mei, Apocalipsa 14, întăita solie îngerească, este mesajul special al lui Dumnezeu, pentru ca locuitorii acestui pământ, pentru ca fiecare dintre noi să fim pregătiți. Și ziua aceea să fie zi a împlinirilor și a bucuriei pentru noi. Cum să-l aștept? Doamne, vreau să te aștept, umblând prin credință cu tine, zi de zi, strângând cuvântul tău în inima mea, făgăduințele acestea minunate care sunt și pentru sufletul meu, dar care să le pot împărtăși și altora. Să schimb locul întunecat și neatrativ din preașma mea într-o grădină a împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu să fiu acea persoană care împărtășesc vestea bună, astfel încât cei care sunt triști, abătuți, care sunt în derivă, să poată vedea unde să arunce ancora spre Cel care este Salvatorul, Mântuitorul nostru și pe care îl așteptăm să vină curând. Iar rugăciunea mea și a dumneavoastră să fie, amin, vino Doamne Iisuse, vino cât mai curând. Și fie prin Harul Său, ziua aceea, o zi a împlinirii tuturor speranților noastre. Spre slava Lui Dumnezeu și bucuria noastră, prin lucrarea Harului Său. Amin. Amin. A rămas și timp pentru a ne ruga. Pentru că se și transmite pe internet și mi s-a sugerat să fie rugăciune la microfon, Astfel încât să poată fi urmărite și aceste rugăciuni de către cei care vizionează pe internet din comunitatea noastră tot ceea ce se întâmplă, aș sugera ca să vină în față cei care doresc să se roage. Însă, rugăciunile aș vrea să fie foarte scurte, punctuale. Să vizeze, în primul rând, subiectul prezentat și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește pentru că și noi îl putem iubi, putem răspunde iubirii sale. Să-i mulțumim pentru că ne-a dat aceasta în care se cuprinde împlinirea tuturor așteptărilor noastre, venirea în slava Domnului Isus. Să ne bucurăm că nu mai este mult timp și Isus revine și să-i mulțumim că ne-a arătat cum să ne pregătim, să avem răbdare, să fim o binecuvântare pentru alții. Cei care ar dori să se roage, sunt invitat să vină în față și va fi pregătit și microfonul. În timp ce cei doritori vor veni în față, vom mai aminti și alte motive de rugăciune. Unele le amintim, altele, neavoastră, le cunoașteți. Am dorit să fie în seara aceasta și ocazie de mișlocire, ca așa ne stătuiește Scriptura, să ne rugăm unii pentru alții. Cunoașteți persoane cunoaște situații, cunoașteți nevoi. Haideți cu încredere să ne rugăm pe nume, pentru persoane care ne sunt dragi, pentru persoane pe care le cunoaștem și care au nevoie să fie prezentate înaintea tronului de har și milă a Lui Dumnezeu. O astfel de persoană am aflat că este și un frate cunoscut, cred, Bisericii Popatatu, fratele Vasile Fereșteanu. Este în Statele Unite, nu cunosc foarte multe, dar am înțeles că a avut o fractură de, da. de femur și este într-o situație mai dificilă. Să-l încredințăm și pe Dânsul în mâna lui Dumnezeu. Cine sunt persoanele care ar vrea să se roage? Le așteptăm în față să le putem încredința microfonul. Să ne încă o dată rugăciuni scurte, rugăciuni de mulțumire și rugăciuni de mișocire. Să știți că mai așteptăm. Poftiți la ambon. De regulă, în alte biserici, sunt mai curajoase surorile când este vorba de rugăciune aici. Văd că sunt mai mulți frați. Mai este cineva care ar dori să se roage? Probabil că avem o oarecare timiditate să ne rugăm în public, dar pentru că am anunțat că rugăciunile sunt scurte, putem să avem curajul să spunem două cuvinte de mulțumire adesea lui Dumnezeu. Vom pleca acasă mult mai împliniți, sfătăște. Haideți, curaj! Chiar și persoane care probabil sunt la prima experiență de felul acesta. Știți cum s-a rugat cel ce a mers acasă binecuvântat? Simplu, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și ne spune Scriptura că a plecat acasă socotit neprihănit. Mai vrea cineva? Nu simțiți îndemnă? Aveți reținere? Haideți că mai sunt persoane. Știu sigur că mai sunt care stau în cumpăna. Mulțumim! Să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru iubirea ta, care ne-a cucerit inimile, care ne-a salvat din lumea aceasta Amin. și care ne-a dat putere prin Duhul tău cel Sfânt ca să te ascultăm. Amin. Îți mulțumim că avem garanția salvării noastre și îți mulțumim de asemenea pentru Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, prin care avem puterea de a săvârși lucrarea, de a spune și altora vestea mântuirii. Amin. Te rugăm să ne învrednicești, să ne ajuți, să ne dai putere, zel și credință și răbdare în lucrarea noastră, Amin. care este lucrarea ta. Amin. Amin. În continuare, Părinte, ne plecăm cu bucurie și respect înaintea Ta și dorim din toată inima să-ți aducem închinarea și recunoștința sufletelor noastre pentru aceste adevăruri minunate pe care ni le-ai prezentat și în seara aceasta în legătură cu a doua venire a Mântuitorului nostru scump pe care l-așteptăm cu drag. Doamne, El care și-a dat viața pentru noi, El care a plătit pentru mântuirea noastră cu viața Lui, îl așteptăm să vină, Doamne, pentru că ne-a de toate greșelile și păcatele noastre și ne oferă părtășia cu El până va veni ca să fim cu El în veșnicie. Te rugăm să aprinzi în inimile noastre acest foc sacru, să dorim după venirea ta și să mărturisim despre aceasta și celor din jurul nostru, în așa fel încât și cei care ne înconjoară să fie avertizați de lucrul acesta și poate chiar să se hotărească să-l aștepte și ei. Te rugăm de asemenea să-l binecuvintești pe fratele Fereșteanu, îndură-te de el, Doamne, Tu știi că și el a lucrat pentru Tine cu toată inima și cu sacrificii mari dă sănătate și viață dacă e voia ta sau dacă alta este voia ta, pregătește-l pentru încheierea alergării lui. Fie bine cuvântarea ta peste copiii tăi din seara aceasta, peste biserica ta în întregime și harul tău și îndurarea ta să nu ne părăsească. Umple-ne cu Duhul tău cel Sfânt și ajută-ne să mergem să vestim cuvântul și Evanghelia ta câtă vreme să mai zice azi. Slăviți să fii pentru toate în veci. Amin. De Tată, în numele Domnului Isus, îți mulțumim sincer de faptul că ne numești fii și fiicele tale. Odată prin creațiunea lui Adam și Eva și apoi prin faptul că ne-ai recreat prin Domnul Hristos și prin Harul Duhului Tău cel Sfânt. Dorim împărăția ta care are postulate, legi, valori, principii, învățături fundamentale, deci în care cuprinsă Evanghelia ta, întrăita solie și vestea cea bună, finalitatea planului de mântuire pentru omenire, a doua revenire a Domnului Hristos. Lumea este înșelată din multe puncte de vedere, chiar și în planuri teologice. Lumea este înșelată și în plan științific, într-o anumită măsură, în filozofiile lor, în conceptele lor politice, economice. Cel rău îi înșeală pe toți, cum spune Apostolul Iacob, toată lumea zace în cel rău. Îți mulțumim că ne-ai scos din lumea aceasta și îți cerem ajutor ca și noi care câteodată mai șchiopătăm ca la să ne îndreptăm privirile spre tine, tu care ne poți vindeca trupul, sufletul și duhul. Dorim ca revenirea Domnului Hristos să ne găsească activ, de vom fi în viață, sau poate altă generație va încheia lucrarea ta. Dorim, Doamne, să predăm această stafetă prin Duhul Sfânt altora, ca marturii tăi cei rămași, în lupta sfârșitului să iasă biruitori. Binecuvântă biserica ta cu un duc de trezire, de pocăință, de regenerare spirituală și binecuvântă prin ea lumea întreagă să audă solia că Dumnezeu este drept, dar este și bun. Îți mulțumim pentru dreptatea ta iubitoare și pentru iubirea ta dreaptă. Îți mulțumim pentru planul de mântuire pentru Domnul Hristos. Binecuvântă să fiți în în numele Lui Isus și al Duhului Sfânt. Amin. Sfinte Tată Ceresc, vin la picioarele tale, Sfinte Doamne, să-ți mulțumesc și astăzi că mi-ai dat această posibilitate să vin înaintea ta, să pun la picioarele tale toate poperile mele și toate uh, greutățile mele, dar nu numai ale mele, Doamne, ci ale întregului popor al tău. Te rog să ne vin în ajutor, pentru că avem nevoie de sprijinul și ajutorul tău, Divin. Tatăl meu din ceruri, Tu ești Creatorul, Tu ești cetatea noastră de scăpare, nădejdea noastră. Te rog din toată inima, Doamne, Tu știi de ce avem noi nevoie pe pământul acesta, Tu știi cu câte lucruri ne confruntăm, fie spirituale, fie materiale. În primul rând te-aș ruga, pentru că Tu ești Creatorul și Marele Medic, să vii tu și să ne vindeci psihic, fizic și spiritual. Sunt atâția frați și surori, Doamne, care au nevoie de sănătate și l-aș menționa în rugă și pe Daniel, care este programat pentru biopsie, pentru Zina și multe alte surori ale noastre și frați care au nevoie de sprijin, de amijlucini în rugăciune pentru ei, Doamne, Că te rog frumos să iei îngrijata această sfântă, să ții tu totul sub controlul tău Divin și să nu mă uiți nici pe mine, Doamne, că și eu am mare nevoie de ajutorul tău. Doamne, vreau să ne ajut să fim realiști, să nu ne mințim și să avem o minte sănătoasă, un trup sănătos, să vedem în jurul nostru, Doamne, acolo unde este nevoie și cu ce putem. Fiecare în dreptul nostru să ajutăm pe semenii noștri cu tot ce ne stă în putință și să fim activi în lucrare și dacă nu putem până tu stoinici în orice lucrare a ta bună. Te rugăm, Tatăl meu din ceruri, ajută-ne să nu fim creștini numai la biserică, ci să fim oriunde ne vom duce și oriunde ne vom afla. Sfinte Doamne, curățește-ne inimile, sfințește-ne că și tu e Sfânt, ca să fim într-adevăr fi și fiice ale Tale, Doamne, Dumnezeul meu din ceruri. Te rog, îndepărtează și tristețea din sufletul meu. Eu vin și îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat tu, Tatăl meu din ceruri și nu uit binele care mi l-ai făcut. Dar, Doamne, eu nu vreau doar să exist, vreau să și trăiesc. Tu mi-ai dat o viață, să nu las zilele să treacă degeaba pe lângă mine și să simt că trăiesc degeaba. Vino tu un ajutor, Tatăl meu, din ceruri, că eu mi-am pus toată nădejdea în tine, fiindcă de multe ori am văzut că oamenii din jurul meu sunt neputincioși din motivele pe care tu le cunoști, Tatăl meu, din ceruri. Curățește-ne încă o dată, Doamne, și sfințește-ne, fă -ne puternici și să nu mai fim, să nu mai ignorăm lucrurile care ar trebui să le facem spre slava și onoarea numelui Tău și pentru a ne numi cu adevărat fii și fiice ale Tale. În numele Domnului Isus Hristos te anucă, îți mulțumesc din suflet, amin. Mulțumim din suflet, Părintele nostru bun, plin de îndurare, de răbdare, de bunătate. Și ca mulțumire din partea noastră, primește ca o gerfă mulțumirile întregii biserici și a tuturor copiilor tăi, credincioșilor care. Se roagă pentru sănătate, pentru luminarea Sufletului, pentru puterea Duhului Sfânt. Binecuvintează-i tu mai departe și te rog din Suflet, binecuvintează-mă și pe mine și familia mea să pot să-i conving să fie atrași de tine în Biserica ta cea Sfântă tu știi dorința mea arzătoare și credința mea este că tu nu-ți vei întoarce fața de la rugăciunile noastre niciodată și ne răspunzi după sfânta ta voie, Părinte Ceresc. Deci doresc ca soțul meu, Ion, și familia fiicei mele, Cristina Manuela, să poată fi, să-i văd aici, în casa ta, de rugăciune și cu credință de plină și încredere de plină în cuvântul tău și în dragostea ta și în iubirea ta cu care te-ai manifestat până acum. Asupra lor și a noastră, tuturor. Trebuie să avem credință și să recunoaștem. Îți mulțumim, Părinte Bun, și te rugăm: Lasă Duhul Tău cel Sfânt să vedeze asupra Bisericii Popatatul, și să putem mărturisi oriunde suntem, să lucreze la inimile noastre. Tu creezi, am avut această experiență, crezi prilejul. Să te putem descoperi pe tine și dragostea ta nemărginită vis-a-vis -vis de noi. Tu ești cel mai puternic, Doamne, și tu ne poți, ca și pe lazar, scoate din groapa morții. Dar nu toți oamenii cred lucrul acesta. De aceea, te rugăm din toată inima și din tot sufletul, și știu că vei face acest lucru salvează-ne de la erori. Îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul, cu toată puterea noastră, să fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Da. Tată bun și sfânt, în numele Domnului nostru Isus Hristos venim la picioarele tale să-ți aducem mulțumire pentru că ai pus în fața noastră un standard. Și vrei, Doamne, ca acest standard, prin credința în Domnul Isus, prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi, să fie împlinit și noi să fim cu Tine. Vrem, Doamne, ca pe lângă noi să fie și cei pe lângă care suntem, vecinii noștri, familia noastră lărgită, fiecare din noi avem pe suflet o persoană, două, știu, mai multe. Doamne, le punem înaintea Ta. Lucrează Tu la inimile lor și ajută-ne ca întreg, ca un popor, să Te aducem laudă aici pe pământ și să o vadă întregul Univers, dar dorim și în ceruri, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin. putere să mulțumim pentru ziua de astăzi. Te rugăm să ne luminezi mințile, să ne întărești în credință, să ne dorești sănătate tuturor celor de față. Și mă rog și pentru Cristian să să-l ajut să-și găsească o meserie după pregătirea pe care o are. În numele Domnului Hristos, pentru bucuria întâlnirii cu El, ne vom întona împreună imnul 493. Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta cu mulțumire și cu recunoștință pentru tot ceea ce Tu ne-ai oferit de-a lungul acestui an. Venim să-ți mulțumim pentru lucrurile frumoase și pentru încercările pe care le-ai găduit în viața noastră și dorim ca să ne pregătești pe toți pentru întâlnirea cu Domnul Hristos. Amin. Dorim ca în această așteptare să te slujim pe tine, să slujim pe semenii noștri și să ne dai înțelepciune și dispoziție și dorință și bucurie să facem lucrul acesta. Amin. Te rugăm de asemenea pentru cei care sunt bolnavi, te rugăm pentru fratele Bică, pentru fratele Sorin Amin. și pentru alții pe care tu îi cunoști în mod personal. Alină de tu suferința și a tutul speranță și încredere în viețile lor. Amin. binecuvântă și familiile lor, binecuvântă întreaga biserică și dorim ca, așteptând cu răbdare, să te putem întâmpina cât mai curând pe norii cerului. Amin. Voia ta să se facă cu fiecare dintre noi, pentru că te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin. 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 Luăm loc. Mulțumim Lui Dumnezeu și pentru aceste momente de seară, de rugăciune, pentru toți care ați fost prezenți în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze și mulțumim și familiei Pop că a fost cu noi, fratelui Iacov, ne bucurăm mult de tot, mulțumim că ați fost cu noi, mulțumim și doamnelor de la misiunea femeii, a fost o experiență binecuvântată și am vrea să anunțăm că mâine, la ora 1, în cimitirul evanghelic va avea loc în mormântarea fratelui Teodor Niculescu, pastorul Teodor Niculescu. Dânsul a fost pastor și în Păpatatu, deci mâine la ora 13, la ora 1, va avea loc în mormântarea fratelui Teodor Niculescu. Cei care puteți să fiți alături de familie, sunteți invitați, sunteți rugați, poftiți. Da, da, exact, exact. Da. El este membru la labirint, dar a fost și pastor aici în Biserica Popatatu, tocmai de aceea am și anunțat. Da, da, da. Încă o dată vă mulțumim, vă dorim o seară plăcută, o noapte frumoasă și mâine seară avem un invitat special, fratele Daniel Chirilan. Mâine seară, la momentul de rugăciune, va fi cu noi fratele Chirilan. Până atunci, Domnul să fie cu noi cu toții. Amin. Amin.